De la an la an, numărul șomerilor care se află în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă este în creștere. Lipsa locurilor de muncă, falimentul societăților și vârsta înaintată sunt câteva dintre problemele întâmpinate de suceveni. Purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Anca Capverde, a declarat că în evidențele instituției în anul 2012 erau peste 13.000 de șomeri. Totodată, Agenția Suceava a avut în anul 2012 peste 19.000 de solicitări în ceea ce privește un loc de muncă. Dintre acestea, aproximativ 14.000 și-au găsit rezolvare, iar statutul de șomer a fost schimbat în cel de angajat. Stocul de șomeri la 31.12.2012, 13.281 de persoane, șomeri indemnizați și neindemnizați, din care cei beneficiari de indemnizații sunt 6.919 persoane. Dintre persoanele în evidență care și-au găsit un loc de muncă, în cursul anului 2012, prin măsurile active din programul de ocupare, 19.372 de persoane, din care cele mai multe au fost ocupate prin serviciu de mediere a muncii, și anume 14.659 de persoane. În anul 2012, la Casa Județeană de Pensii au fost luați în evidență 152.279 de pensionari. Dintre aceștia, pensionari pentru limită de vârstă sunt 91.431, pensionari de invaliditate 27.620, pensionari anticipați și anticipați parțial 1.498, pensionari pe legi speciale 11.540, iar veterani de război 335. La capitolul agricol sunt 24.017 pensionari în evidențele Casei Județene de Pensii. Directorul instituției sucevene, Camelia Chitul, a declarat că pentru 37.737 de pensionari plata se face în conturi bancare.